Unul dintre proiectele care au fost supuse aprobării în cadrul ședinței Consiliului Local vizează Casa Căsătoriilor, care va fi atribuit în mod gratuit serviciului public comunitar local pentru evidența persoanelor pentru oficierea căsătoriilor. Acest lucru, în realitate, se întâmpla, însă nu era oficial și în acte. A fost aprobat un proiect prin care se prevede ca imobilul casei căsătorilor să intre în administrarea efectivă a... Serviciului Public comunica, Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru a-și desfășura activitatea în mod oficial. Până acum, oricum, aceste căsătorii aveau loc în acest sediu și erau efectuate de către angajații serviciului menționat, numai că acest lucru trebuia prevăzut și în documentele oficiale, deoarece acest serviciu se află și sub un control al unor organe specializate de la București. Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public este un serviciu de interes al municipiului Slatina, în subordinea Consiliului Local și are obiect de activitate administrarea, întreținerea și reabilitarea rețelei stradale și pietonale, a parcărilor publice din municipiu, precum și a lucrărilor de exploatare. Totodată, din atribuțiile instituției fac parte și întreținerea și reparația sistemului de dirijare și semnalizare rutieră, dar și dezvoltarea și asigurarea funcționării iluminatului public în municipiul Slatina, printr-un care a fost aprobat în ședința de Consiliu, parcările vor fi salubrizate de către o firmă specializată. Parcările să nu mai fie salubrizate de către Direcția de Administrare a Străzilor și Iluminatului Public, așa cum era prevăzut în contractul pe care acestă, această direcție îl are încheiat cu Primăria Slatina, ci să fie efectuat de către firma de salubrizare care oricum efectuează acest lucru pe raza mâncipului Slatina. Prin urmare... Acest lucru a devenit acum uh, oficial, uh, mai ales că acest uh, serviciu, respectiv această direcție de administrare a străzilor și iluminatului public, uh, oricum nu aveau bani prevăzuți în acest sens, ei având uh, un cu totul alt uh, domeniu de activitate. Acest proiect a fost aprobat și mai așteaptă avizul de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, după care se poate trece la elaborarea studiului de fezabilitate. Prin elaborarea proiectului, municipalitatea urmărește îmbunătățirea transportului urban în oraș, a transportului autolocal, parcările, siguranța rutieră, transportul de marfă, dar și al persoanelor, în mai puține cuvinte, îmbunătățirea calității mediului în municipiul nostru.